Asta s-a braț la piciorul pus sus. Da, foarte bine. Hai. Hai. Încă o dată. Bravo. Hai. Hai. Curăm picioarele, luăm mingi. Tudor, lasă mingea tu. Și iau ceilalți mingea, dă-mi poartă. Hai să facem ce tras la poartă. Tu la poartă, ies. Te-am condus și tu. Asta îmi plac. Pe drum sau cum? Alea sub rece. Dar tu bei suc la vârsta asta? Da, o bere așa, nu? Nu? Cum a fost la Brașov? Frumos. Da? Am înțeles că a venit domnul antrenor și în cameră la tine și ți-a zis că trebuie să faceți niște modificări, să joci în altă parte, nu? Ce ți-a zis? O să joc tânăr și pe joc fundaș dreaptă. Știi cine a jucat fundaș de asta? Bunicul. Exact. Te-ai simțit așa mândru? Uh-huh. Te-ai descurcat? Da. Ai avut un adversar care ți-a creat probleme? Nu. Nu prea, da? Deci ai o prietenă, dar nu-i gagica ta. Da. Și cum o cheamă? Ari. Ari? Ari sau Ariadna? Ariadna, așa. Ariadna sau Ari. Dar ți-ar plăcea să fie gagica ta? Nu! Dar la un moment dat o să trebuiască să ai și gagică. N-ai ce să-i faci. La un moment dat trebuie să faci și pasul ăsta, nu crezi? Hmm? Da, o să-mi iau la 25 de ani sau la 20. Ce? Ce ții? Gagică. Bravo. Dar ai vreun jucător preferat, tu? Ronaldo. Și numărul 7. Ah, intrau iar atunci să văd. Sigur ai numărul 7. Da. Și unde joacă Ronaldo? La Juventus? La Real Madrid. Oh, dar tu ești informat, știi mai multe decât un ziarist sportiv, așa-i? Am 7 luni de fotbal, joc foarte. Oh. Unul are 2 ani jumate și e aproape la fel de bun ca mine, numai că eu sunt la fel de bun ca el. Mario, și el are 2 ani jumate și eu 7 luni de bea. Bravo ție, Mario, dar ție îți place să dai goluri? Foarte. Da? Am dat 3 goluri la turneul ăsta și în total la toate de toate turneele am 13. 13? 2 la Miercurea Ciuc, 3. 2 la Miercurea Ciuc, 3 la Brașov, 5 la Cluj și cu încă 3 13 la turneul ăsta. Dar tu ești bun și la matematică, văd, că le știi pe toate. Le știi ca pe deget, așa. Dar o echipă preferată? Real Madrid. Dar când o să fii tu mare, nu ți-ar plăcea să joci la FC Bacău în prima ligă? Când o să... Da, o să joc până la... până la 11... Până la 12 ani la FC Bacău, după aia o să mă schimb. Da? Dacă vreau. Dar n-ai vrea să rămâi cu toți colegii ăștia să jucați în prima ligă cu FC Bacău? Să ajungeți ca Barcelona, așa? Sau ca Real Madrid? Ți-ar plăcea? Hmm? Nu știu. Dar eu vreau să mă duc la Real Madrid sau la Barcelona sau în Anglia. Mă duce tatăl meu, dacă
dacă joc tot așa foarte bine. Bravo ție!